Elena Gabriela. Prezent. Domnul Bezerău Petru. Prezent. Domnul Cojoc Mihai Sorin. Prezent. Domnul Călățanu Ionel. Prezent. Domnul Neagu Nicolae Dan. Prezent. Doamna Cojoc Camelia. Prezent. Doamna Cușcuță Tanța. Prezent. Domnul Rafael Adrian. Prezent. Domnul Rafael Ciprian. Prezent. Doamna Vânt Olivia. Prezent. Să punem la vot procesul verbal al ședinței din data de 24 iunie 2021. Cine este pentru, cine este împotrivă, cine... Deci toată lumea e pentru, da? Da? Da. Da. În locul doamnei primar să punem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Deci toată lumea... Pentru. Toată lumea pentru. Invităm pe domnul președinte de ședință cu joc Mihai Sorin să conducă ședința. La proiectul numărul 1, punctul numărul 1 a fost aprobat. Aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare din data 24.06.2021. Trecem la proiectul numărul 2, care este proiect de hotărâre numărul 3277 din 21.07.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile august, septembrie și octombrie 2021. Inițiator, doamna primar. Da. Deci eu am inițiat acest proiect de hotărâre, așa cum de comun acord cu dumneavoastră. Noi am avut o propunere și vă trebuie să o propunere. Dumneavoastră ați avut o propunere pe care domnii consilieri, dacă vă aduceți aminti, nu au aprobat, nu au susținut. Au spus că atunci când nu o să puteți, o să punem în momentul respectiv pe altcineva. Și eu am venit cu propunerea, dacă sunteți de acord cu dumneavoastră, că astea prevențări nu vreau să spun. Dar nu v-a propus nimeni. În proiectul de hotărâre eu l-am propus pe domnul Gălățanu, pentru că vine în ordinea alfabetică. În ordinea alfabetică. Adică nu știu ce n-am motiv. Și citiți ordinea dumneavoastră. Nu v-am putea citi, normal că a fost că mulți. Da. Eu și eu vin cu propunerea, că asta să mă amrați, următoarele trei, să vină următorul după mine și va vine. După aia dumneavoastră. Asta, să puneți la vot domnul președinte de ședință. Și următorul ar veni domnul Neagu. Domnul Neagu, sunteți de acord? Președinte ședință? Are de ales. Am de ales. Deci, spun la vot alegerea președintelui de ședință ca pe următoarele trei luni să fie domnul Neagu, Nicolae Dan. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă, nu. În totalitate. Nu. Proiectul numărul 3 de pe convocatorul de astăzi este proiect de hotărâre numărul 3292 din 22.07.2021 privind asocierea cu județul Bacău pentru finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanelor cu handicap de pe raza Comunii Europești pentru anul 2021. Inițiatorul este doamnă primar, da. Care poate să dacă vă aduceți aminte că domnul Gălățanu nu a fost de acord cu acest proiect, e motiv că nu știe suma totală, mă rog, au avut dumneavoastră atunci niște motive bine întemeiate din punctul dumneavoastră de vedere. Asta să știi? Nu. Dar dumneavoastră care citiți proiectul de hotărâre, nici nu a aprobat vreo sumă, a aprobat doar procentul 35% din cost de total pentru susținerea persoanei cu handicap instituționalizată. Avem o altă problemă, schimbări. Dacă la proiectul de hotărâre, atunci când l-am inițiat, era director domnul Ciprian Popa, acum, după ce v-am primit convocările, primim adresă de la protecția copilului, și ne aduce la cunoștință că începând cu data de 15.07, domnul Codreanu Cristian exercită funcția de director general. Problema este că dorește o hotărâre de Consiliul Local. Adică aceeași hotărâre de Consiliul Local, doar că în loc de... Dacă ați observat în spatele proiectului de hotărâre, v-am trimis și contractul.
modelul de contract, da? Da. Ei, în loc de directorul general, unde este Ciprian Popa, va fi domnul Codreanu Cristian. Eu nu am mai făcut încă un proiect de hotărâre. M-am gândit că proiectul e același, doar directorul de la dumneavoastră este persoana care va fi schimbată. Adică, urmând ca în hotărârea pe care dumneavoastră o aprobați, sau nu, depinde de dumneavoastră, directorul general, în locul domnului Ciprian Popa, să fie Codreanu Cristian. M-am lecat și își cuci. În rest, exact aceleași date ca... Dacă aveți alte întrebări. Da, spune. Doamna Vera, spuneați că, în pravire, dar nu e ceva astronomic ca să facem un calcul la sumă, 35% din câți copii sunt sau câți persoane care cu dezabilități sunt la noi din comună. Să știți că eu părerea mea este personală. Foarte ușor s-ar afla suma și să știm și noi. Nu, vreți, am dat fașiță. Dacă e atâta de ușor, deci dumneavoastră trebuie să înțelegeți și probabil că știți foarte bine că și un bătrân, dacă îl duci la un cămin de bătrâni sau undeva, într-un centru dintre ăsta, nu în fiecare lună este aceeași sumă. Nu, dar ce avem noi la ora actuală, puteți să ne spuneți și nou ca consilier local, să știți noi ca consilier local, că aveți în aparatul discreția pe cont la fel. Dacă vreți să vorbiți un pic mai rar. Care? Mai rar să vă aud bine. Și sunt deși departe, de obicei să te-am mângat acolo. Dacă ați fășit în mine, ce să mă fac? Asta e. Ce să mă fac? Dacă mă gustam locul de aia, asta e primarul. Domnul era acolo cu filmarea și am să nu îl împiedic la... Și din cauza asta, nu? Da, am fugit eu de acolo. Să arătați bine la televizor, da? Da, eu tine nu m-am uitat. Înțeleg și eu, da. Am uitat să mă șchietă. A spus, neapăratul despre cetatea dumneavoastră, ies de contabil și poate să-mi spui, bă, acum, ca să vă zic dumneavoastră, suntem în luna 8, da, mai avem 30, o să zicem 30, păi mâine întâi. Până la începutul anului până acum... Nu am plătit niciun loc. Păi așteptăm să ne vină adresa. Bine, asta e vârstea, pentru că am două mântezea, dacă fără bani, așa de ce am zicem... Domnul Alexandru, dumneavoastră, că la această hotărâre, unde sunt trei copii, care, pur și simplu, sunt... N-au simțuri dezvoltate, stau acolo de ani de zile, nu au aprobat hotărârea asta. Dumneavoastră, faceți ce doreți dumneavoastră. Înțelegeți greșit aici. Nu am înțeles greșit. E ca și cum dumneavoastră vreți să creați impresia că noi dăm niște sume, așa, le calculăm noi de la noi din burtă, le dăm. Uitați-vă, întreb de exemplu, vreau să fac ca să vă spun la asta. Răspunde și mie la întrebare pentru acești trei copii, că s-a plătit anul trecut. Vreau să știu și eu ca consilier. Nu să mă interesez și încerc. Dar nu să mă interesez, dar bine. Dar și da, credeți dumneavoastră că eu țin tot bugetul mitic de rost? Doamne, dar cât s-a plătit anul trecut din bugetul da, atunci când începe doamne, 10, aproximativ. Așa, următoare, vă aduc la cunoștință cât să aproximativ, doamne. Nu știu, domnule. Aproximativ. Întotdeauna că nu știm și nu știm și... Păi, dar tot nu, Gălățacu. Este ca și cum eu trebuie să țin minte tot bugetul din 2020 și realizatul, nu? Că dumneavoastră vă vine, așa să tot puneți o întrebare. Puneți mie întrebare din 2020. Nu vă pun nicio întrebare, că la toate întrebările la care le-am pus dumneavoastră ați dat răspunsul și dând vina pe altcineva. Noi, eu nu mai am ce întrebări vă pun. Adică cum să știți că dau vina pe altcineva? Domnul, ajungem să facem ședința și nu mai suntem pe subiect. Când ați fost dumneavoastră primar, câți bani ați dat? La... Dacă aveți așa țineri bună. S-a dat și 22 de milioane, s-a dat și 21. Pian. Da. Păi da. Da, s-a dat. Pe lună, probabil. O fost și trei copii. Nu e adevărat. Tot aceiași copii. Nu, astea... La prețurile erau altfel, puteți compara prețurile cu 20 de ani, cu 12 ani. Dumneavoastră, nici la ședința când a mai fost acest proiect, nu au fost împotrivă cu toți consilierii. Eu sunt vă mai spun o dată. Spuneți-mi și mie, de exemplu, la asta, că să votez, eu votez cu deschidere de inimă. Să votez cu bine știință. Și eu aici m-am sentit mâna de zi, deci am repetat și repet. Ați primit proiectul de hotărâre. Nu v-am pus în votaj nicio sumă. Deci scrie foarte clar. Se aprobă procentul de 35 în funcționare la sută. Doamne, dar eu ca consilier, totuși tot o să vă întreb întotdeauna, de totdeauna. Dar nu întrebați-o, dumneavoastră, cum poți să întrebați-o ce? Într-adevăr, nu-mi primești niciun răspuns, dar eu totuși o spun întrebări. Dumneavoastră primiți răspunsul, nu? Domnul Gălățan, ați citit contractul de asociere? Nu.
Vă rog să citiți la scopul contractului de asociere și la obiectul ăla, să vedeți ce scrie acolo și face întrebați. Dar sau cum va pune întrebări care... Să vă spun ce este titlul ăla, ce devin cauza ca să vă spun de asta. Nu, dar citiți-o și aceea puneți întrebarea asta. La seara am intrat în posesie. Ați văzut acolo ce scrie. Din hotărârea Consiliului Județean să stabilesc niște sume. Da, domnule. Și noi dăm 35%. N-ai de unde să știi dacă... Eu văd că într-adevăr stăriți în aparat, de exemplu... Dar nu să rămâi în aparat, pentru că dumneavoastră niciodată nu suportați să vă zică cineva ceva. Domnul Zan, dacă mai aveți o întrebare pe temă... Păi nu, dar să nu răspund. Dacă nu, dacă într-una alta și stăm mai discutăm o sumă. Vino să aveți răspuns. Deci dacă aveți dumneavoastră o altă întrebare pe temă, vă rog să o adresați. Dacă nu, azi să trecem la următorul proiect. Deci, supunem la vot proiectul numărul 3. Cine este primul? Se abține cineva? Domnul Grățan. Deci avem cu abținere și respect. Trecem la punctul numărul 4, care spune proiect de hotărâre numărul 3294 din 27-2021 privind primirea UAT Comuna Bereș-Bisa în calitate de membru la ADIB. Inițiator, doamna primarul joc. Da, dacă... deci ați citit proiectul de hotărâre, așa cum noi, la fiecare solicitare a unei comune, intri în ATIP, cere hotărâre de consiliu local, dacă celelalte comune sunt de acord. Mai vine ei cu vreo sumă ceva, că noi suntem plătitori de fațani. Ei acum, deodată, vin mai plătesc sau o să plătească exact de acum în continuare ca și noi? Domnul Gălățanu, nu am întrebat și nici nu mă interesează. Dumneavoastră, dacă vă interesează, puteți atâta. Dacă mai vine cu o sumă din urmă, dar dumneavoastră, dacă ați fi comuna, o doresc să intrați de asta, nu are ce să mă duc logic. N-am voie să pun nicio întrebare. Nu că n-aveți voie. Logic. Logic, adică dumneavoastră, ca și comuna, o dobești ca cu ca, ca să nu spun ca. Ca și comuna, o dobești, dacă ați intrat de azi în ADIP, v-ar conveni să plătiți vreo taxă din urmă? Să știți că corect normal așa, chiar dacă ar fi comună, ar fi normal. Dar vreau vorbesc din partea, v-ați modificat acum, v-ați modificat cineva. Nu, dar corect ce știți. Să nu plăteați niște taxele care erau de plătit, apoi, din urmă. Hai să fim serioși. Hai, eu făceam... Dar mie spuneți ce făceați. Așa, da, o plăteam. De asta o... De asta, a dat dreptatea, pentru că am lăsat atâta datorii la primărit până nu-l plăteam. Iar ajunge ca păi nu, dacă zici că nu plăteam, eu nu trebuie să-mi răspund. Eu am zis să-mi spun acum, pentru că dacă nu mi-am mai intervenit iar domnul Gălătan, domnul Gălătan, doar copii. Eu chiar să-mi spun bun acum. Dar putem discuta de tema asta, acum că ați fost, că n-ați fost, că ați plătit. Păi nu, dar acolo îmi dau crezare datorii care erau, prea de că erau... Dau crezare la soare. Așa e, da. Acum, uite, acum am elucidat și eu, de eu când din seara asta datorii la primul. O să discutăm la diverse. Mulțumesc frumos. Dacă mai sunt alte întrebări. Dacă nu se pune la vot, proiectul numărul 4, cine este pentru? Să abțin ceva împotriva în totalitate. Acum, domnul Gălățanu, puteți să începeți cu o discuție care doriți dumneavoastră, dacă tot. La punctul numărul 5 avem întrebări, interpelări și răspunsuri. Așa avea foarte multe întrebări, dar nu zici cu mare aici, n-am înțeles. Vă arunce în următoare minute, dar acum am primit mesaj că ajunge. La viceprimară. La viceprimară. Deci nu avem scuză de aia. Nu ajut domnul viceprimar, nu ajut domnul viceprimar. Dacă lăsa secturi, că eu nu îi vreau să-mi curăț. Așa, mă, știi, da, chiar mă iei să mă întrebe. Două întrebări asta. Da, domnul. Domnul președinte, vă rog să-mi dați mie voi să clarific o problemă și după aia, adică fața domnilor consilieri. Dumneavoastră bănuiesc să-ți vă dați seama și vă aduceți aminte că la acest proiect de hotărâre privind contractul pentru protecția copilului, aceleași întrebări domnul Gălățanu au pus și în ședința respectivă. Nu cred că își imaginează cineva care mă cunoaște. Nu-s chiar aceea, este registrat. Este registrat, nu-s chiar aceea. Nu, poate ați mai pus o virgulă. O virgulă. Hai, nu-s aceea. Vă spune, e rog, mă suspectați. Mă gândesc că cine mă cunoaște își dă seama că m-am interesat în timp și știam că o să spun iar aceeași întrebare. Și vreau să știu. Suma pe o lună este de 6.500 de lei.
Nu are nu știa să acolo. Doar revenind, noi nu am aprobat în acest proiect de hotărâre nici o sumă. Am aprobat contractul de asociere cu Consiliul Județean și procentul din diferența care va fi. Da. Dar de... pentru dumneavoastră, ca să aveți cunoștință. De asta am spus că vom vorbi la divers. Pentru că nu făcea... Și am sigur că va pune această întrebare. Citeți memoria. Domnul Gălățan, dar vă cunosc de acum... Dacă mă întrebați și mâncați, ați vă spun. Cu pare. Mâncare de săr. Da? Face să durească. Știu cum ați vorbit asta. Ochii închis. Păi, ești, toată lumea știi. Ochii închis sau? Păi, normal. Păi, sunt ochii închis. Exact așa zic. Poveriți. N-am carica. Nu? Nu, nașule, n-am carica. A, nașul, da. Da, nașul, am uitat. Da, dacă mai nu stau întrebări. Domnul viceprimar, sunteți de acord cu procesul de acord? Da, dar nu se poate, nici de era aici, dar sunt doar să se poate. Și la al doilea proiect, nu, am... Toți cei trei? Băi, dar un an invitat, că ai zis, băi, prietene, ce treaba vorbim? Da, eu sunt toți care suntem aici. Da. Da, bine, băi, da, domnul. Acum, domnul Gălățan, să spuneți cu domnul Neagu să are în apărarea lui domnul Cojoc. Că nu sunteți corect. Dar n-am, n-am zis. Păi atunci de ce am doar vorbit acum? Da, deși mă acuzați pe mine că am zis și au plăcut în apă. Pentru că a zis că domnul Ciprian că sare în apărarea mea. A, de asta. A doamnii contact. Domnule, știți ce întrebare v-aș pune? Sunteți viceprimar de zi, vă asumați-vă și din Consiliul Local. Când i-a zis un Coșuneanu pe asta, eu am rămas foarte bine. Asta e cum a aprobat Consiliul Local. Și până asta ați aprobat acolo. De ce dați numai în ăștia la 10? O sumă de bani care pentru... Asta vreau să vă spun. Care sumă, domnul Gălățan? Pentru bani. Pentru ce? Pentru bani. Pentru bani? Da. Dar suma e la jumătate, domnul Gălățan. Da, i-am spus și dumnealui. I-am arătat modul fiscal. Da, domnule, dar... Domnul Gălățan, vă zic că ați la primarul primar. Nu mai vorbesc cu domnul Gălățan. Eu stați acest, eu n-am zis de sumă. Azi de bârcă. Nu de bârcă. Eu am zis să se asume și dânsul, că și dânsul este consilier local. Asta eu am zis. Dar ce-i la cum consilier? El a zis, a spus așa. Exact așa a spus. Că suntem la diverse, da? Erați acolo și știți că am spus așa? Exact așa? Ia spune, cum am spus. Omul ăla, omul ăla, n-aveam. Și vă spun în cinstit, așa e. Cum am spus? Așa s-a aprobat pe Consiliul Local. Păi da, păi și s-a aprobat, așa am aprobat. Nu modifica nicio taxă locală. Hai să se am aprobat. De când s-a aprobat pe Consiliul Local. Iar acei cubaruri au fost puse în jumătate. De nici minim, nici maxim. Maximul este 3.000 de lei. Nu știu ce spun, de exemplu, adevărat. Scrie, nu știu, nu am inventat. 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 Nu vezi, vorba, bravo, băi, tu vezi pățărul pe felul meu lui Grăță. Dar eu înțeleg cu toată acum așa. E prea de cinu, e prea de cinu, e prea de cinu, o asociază în toți trei acum. A doilea, a doua întrebare. Aș ruga pe domnul Vici să meargă, într-adevăr, chiar dacă ați angajat persoanele cu noi astea, de exemplu, să știți că, exact, doamne, ce am vorbit de asta, sunt foarte multe înjurături și foarte asta. Dumneavoastră spuneați, eu și eu sunt comuna Udovești, să știți, dar să știți cetățenii comunii Udovești, noi consilieri, să știm și noi consilieri, că dacă spuneți că mața vine să vină și bidoane, haideți să scoate toată lumea bidoane la poartă mață. Să ia bidoanele, că sunt asta, și ia, dacă ia numai gunoi în ajer, noi în ajer acum la ora actuală în casă, de exemplu, eu, cetățeanul Gălățanul Gălățanul și n-am dat niciodată, aș cea să înțelege tot gunoi în ajer, coși ridiciatul și cu hârtie igienică la deciu. Atât. Altceva e lumea că să-ți folosesc. Și coș de cartofi. Coș de cartofi, îi pui sob ăsta, da? sau nu le dai, n-ai pus cel acasă? Nu. Nu le dă voie, azi văd că nu mai crește. Dar până nu le dă voie, tu ai pus cel acasă. Da,
Nu spun că ați văzut că s-o alege și mai departe. Eu, încă o chestie care am spus acum, nu este corect să cântăm ca... De așa, atunci dacă noi dăm numai noi menajer și asta, cântăriți și plătim la tonă, înseamnă că vine, o, să vină o sumă la sfârșit de an, plătim cu un nou grăș mai puțin și... Asta trebuie să facem. Asta e ideea. Dumneavoastră, dacă vreți, vă aduc factura. Și ne ducem în sfârșit cetățean, că cum să vă spun... Cu mai bine și cu... Eu așa văd, eu vă spun că așa văd lucrurile. Păi în luna iunie... Dacă nu i-o luau cu Costel Rățescu, grăunțele stricate... Vă făcum așa de degeaba? Da, dar cum au dat? Nu au dat! Deci, tatăl a zis domnul consilier, pe luna iunie a venit 18.800 de lei. 180 de milioane, spuneți-mi bani. 188 de milioane. Așa. Mi se pare corect. Dar câte mașini au? Câte mașini au? Nu, dar mai ca să vorbesc. Nu, câte mașini au? Nu știu câte mașini. Problema este asta. 6 tone, 6, 7, 8, 4, 6, 4, 24. Câte tone? 6 tone, 24 tone. Câte tone? Și doamne voi. Dar să vă spună, domnule, ce de câte ori vă spun așa mai departe în comun. Am fata să vă spun ce zic mă scrie. De multe ori. De multe ori? Păi și cum? Cum să zici cu atâta taxi la atâta plătim noi la gunoi, nu? No, dar cum omul pune? Tocmai asta e ideea. Păi tocmai, dar cum te-ai dus la om? Ai 6 ani, nu, de viceprimar, da? De câte ori te-ai dus la om să-i spui... Nu ce-am văzut asta. Mă duc la om în fața mașinii. Eu nu te-am văzut niciodată, hai să fii sincer acum. Ai văzut tu asta. Păi nu, dar acum ai trimis 2 oameni, acum ai putut să trimis 2 oameni, nu? Ce? Ce-am înțeles eu că sunt oameni de răutate. Domnul Rățanu, dar eu merg înaintea mașinii. Înaintea mașinii. Asta nu lei. Asta nu lei. Fac semnul. Nu lei. Și ăla de spate vine și răstoarnă. Eu n-am văzut niciodată. Nu, dacă răstoarnă, vezi cum a făcut o câțivare, urmă. Chiar aduc niște mașini cu cheată și zic, eu cu ei și așa. Nu, ce-o pun aici așa. Nu, păi, pune-o în igrei tu. Hei, când o vin la plată, du-te să o plătească ăla. Așa e cum a pus. Așa, nu, plătești. Pe cine? Schetură, la oameni, nu? Cea mai frumoasă. Nu, acum, asta-ți o chestie. Haideți să cătăm o bază legală, cei care, noi trebuie să mergem cu informare și cu asta, într-o mână, am văzut că a spus utilele. Facem cum să facem afiș și facem lucrurile, dar să merge din partea în partea. Așa, este foarte bine, am văzut. Uite, vedeți că am văzut, uite, asta am nu spun răutate, să nu spun cu răutate. Ce n-am văzut când n-am văzut niciodată aia că ia, să văd odată că ia bidoane la cineva. Asta nu l-am văzut. Dar nu, stați să vă explic. Selectivul, ce înseamnă peturi, sticlă, metal, plastic, plasticul, peturi la aceeași treabă, ridic o singură dată pe lună, prima marți, din fiecare lună, selectiv. Da, mă, eu am asta ia de la centre de colectare, nu este încodat scris colectare din poartă. Eu aveam cu o firmă când eram asta, eu normal, dar 6 tone. Asta, ce-o vine tăiat la mediu să mă amendez, ce-o să doare indiferent. Și o vine doamna, țin minte și acum asta, doamna Ambrozi. Da, nu, domnul Ambrozi. Domnul și o doamnă. Domnul Ambrozi și doamna e bărbatul inginer. Dar nu mai spuneți că vă zic bărbatul. Ce-ați ce dacă? Da, e public. Da, asta cum faci. Eu ce nu o să spun de el. Dacă știți că nu o să spun că nu... Poftim? Vă să mă întâlnesc cu el. Și dacă mă întâlnesc și? Pe casă. Și o să zic, doamna, aia vine la doamna și doamna, nici nu l-aș citit legea corecteze. Poți să trebuie să dau 36 tone. Doamne, până în 2020 noi trebuie să corectăm 20%. Legea spune, legea mediului. În 2020 a fost 50%, bravo. Și județul... Nu, 20% trebuia să strângem astea de... să le ducem cu alimente. Nu, cu alimente. A, nu, aici era selectiv. Și județul Bacău a ajuns la 34% în 2020. În 2021, bravo, 60%. Mă să vedem cât s-a adunat, cât se strânge. Domnule, ai cu asta să vă spun că ați mai inițiat problema aia cu ăstea, cu electronicii. Nu știu cât a strâns. Electronicii odată de două ori pe an. Sincer, de exemplu, eu atunci m-am picat. Toată lumea atunci am fost și acuzat. Chiar au câștigat chiar fără șanturi de asta. Au câștigat atunci. Dar uite, să nu este ușa asta afară dacă nu au fost întâmplător și asta. Nu știu cum s-a făcut, cum asta s-a tras câștig bun, dar s-a strâns cantitate. Nu știu ce a strâns dumneavoastră acum, sâmbătă asta. Nimic, nimic. Și un preț s-a pus în care... Cetățenii nu mai vor să le aducă. Vor să meargă mașina la poarta fiecare. Nu merg că i-a gândat. Un preț să meargă la fiecare. Și am zis că nu avem timp pentru noi, ridicăm de la multe... Nu, da, eu dau televizor. Vor bani, 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 bani. Nu-ți mai dă o mașină de spălat. Eu am luat și mașină de spălat atunci. Acum ți-o dă la schimb și ia un... Da, da, da. Am dat și eu, schimba și eu.
1,5 milion, da. Programul Rabla la electronici. Deci la programul Rabla la electronici este foarte bine. Sunt în comună, dacă ne implicăm la... Așa magazin, și duci cu duci pe la DEC și sunt 2 milioane. Da, da, nu e prin programul... Nu e Rabla, nu. Interesat eu la programul ăsta, era acum am trecut. Nu știu, îți dă bon, da, într-o lună și ceva, te duci cu acela bon și iei ceva de banii aia din magazin. Nu te dă bani, nu văd gândiți să dă bani, nu văd bani și așa. Nu, 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 îți dă să cumperi din valoarea aia de 1 milion, iei ceva din magazinul lor. Ce vrei? Ce vrei tu de 1 milion. Dacă iei de 5 milioane, scade 1 milion și dai numai 3 milioane. Asta, dar nu că să-mi iei bani, dă bani la cineva, nu să dă bani. Cine o gândit-o, e gândit bine economic acolo și financiar. Supărarea cea mai mare nu trebuie să o aveți dumneavoastră, domnul Gălățeanu, pentru neridicarea gunoaielor. Supărarea cea mai mare o are șoferul și cu muncitorii de acolo, care pentru 2 lei, pentru 5 lei, pentru 10 lei, le scărcau în mașină aia tot ce găseau la oameni. Adică, sau o sticlă de vin. Cine dă bani oamenii în chestia da, asta? Da, ca să le duceau, gunoi de graș, cenușă, bă, adică, mie mi-au spus oamenii, haideți, doamnă, și iasă mi-a spus, eu cu 10 lei mi-au luat tot. Și sa, și sa, de no, no. Atunci, nu vă supărați pe mine, legile primarului... Dar nu au fost niciodată cu acolo poliție. Vorbesc degeaba. Dar vorbesc degeaba, dar nu știu eu. Ați angajat pe oameni acolo la... Știi ce s-a întâmplat? M-a angajat o poliție locală, spuneți poliție locală, stai acum în ea. M-a angajat o poliție locală, ați angajat pe Miedu și pe... Nu, dar acum, fiind domnul Ghiciu, cred că nu mai e cazul să ne aducă dumneavoastră cum așa îngloară. Având persoană desemnată pentru treaba asta, angajată la mediu, nu cred că mai e nevoie să ne aducă domnul Ghiciu. Bineînțeles, păi dar pe noi ne-am gândit la mediu, pe noi. E muncitor necare care ne-am gândit la mediu. Mai e omul ăla. Miecele primarul ăla. Auzi, te rog frumos, nu te supăra pe mine, dar ți-o spun așa pe șleau. Se duce și bucitorul sau se duce și ăsta băiatul ăla la rog. Lasă să duc băiatul ăla, deci nu-l bag nimeni în sală. Se ducă primar și miecele primar. Sau se ducă secretarul. Asta e o valoare. Dar ce nu se duc consilierul? Dar ce valoare ai tu ca consilierul? Hai, mă, ce ne-ai! Dacă ne-ai atâtea voturi în spate! Aoleu! Dar eu n-am atâtea voturi și tu te mai bagă nimeni! Consilier! Păi, dar nu o să ne-ai avea! Ia-o! Nu o să le mai iau? A, dar tu ești sigur că... O plecat consilier! Auzi, dar tu ești sigur că... O plecat consilier! Tu vei atâi, o să le iau. Și dacă o plecat consilier, ce? Domnul Gărățeanu, nu așa se calculează, ca numărul o să aveți aceleași, doar că... Alte persoane nu vă vor vota și vă o să vă votez altele. Corect, dar nici eu, nu o să știți. Da, care au murit, da, care trăiesc, care... Stau să văd că e mort, mă, nu știu, bă, nu-i. Poate, să trăim noi acum. Ascultați-vă, eu recunosc că și eu sunt rău, dar... Vreau să nu sunteți rău, vreau să sunteți foarte bun la sufletul. Gura și ea trebuie cu sută, numai în pică, să vă fac. Gura, eu cu gura încă știi pâine. V-ați apărat, nu? Și m-am apărat întotdeauna. Da. Dumneavoastră când v-ați întors pe cealaltă parte, eu eram la Roma și lucram astăzi. Aha. Dar noapte, vorbiți azi noapte? Dar azi noapte eu n-am dormit. Câte? Când v-ați... Toate dumneavoastră ați stat cu ochii închiși și eu am stat cu ochii deschiși. Aia creștere, înseamnă că pierdea pare eu dacă prea. Am, da, am vrut să vă contrazic. Când v-a sunat eu, când târziu, eu am plecat din Roma atunci. Bine, dar dumneavoastră așa spuneați că plecați la Iași și veneați într-o oră jumătate și înapoi, dar am zis că îi putuleați. Și chiar era. Adică ați încălcat regulile. Nu, 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 să știți că nu i-a dat, cu 80, asta mai mult de 80 asta, și i-a dat pe autostrada, am intrat pe autostrada, 130 de ani și eu cu 80. Dar s-a văzut, dar puteți ieși acum, adică la România? Da, am văzut, cum ai uitează când simt. Am dezburat de pe pot. Dar nu, serios, vă dați drumul la autostradă? Da, ei treci pe lângă bariera. Ilegalități, domnul Gălățeanu. Așa este, domnule. Aceeași treabă care spuneți că am văzut-o eu la domnul Vici ieri dimineață la ora 7 fără un sfert, turna beton la Părușa. Cu cine ați făcut podurile astea? Uite, uite, uite. Ceea ce l-apreciez, domnule. Sunt la Felice și eu, bă, 8 luni de zile. Bă, frate, am făcut podurile, am zis eu de... Bă, cu cine ați făcut podul ăsta la Cristi acolo? Cu muncitori. A, da, de ce? Dar nu e secret? Păi de ce? Dar nu se poți spui în ședință? Ce ajutor social și muncitorul? Da, domnule, n-am zis, vă opun în zilele astea, da, o felicit. Domnul Gărățeanu, v-am mai spus să aveți răbdare. Dumneavoastră sunteți nerăbdători. V-am spus, tot ce vă doriți dumneavoastră, vor fi duse la îndeplinire. Vă faci, vă opun, vă opun, vă opun, nu contează, dar vor fi duse la îndeplinire doar mai încet un pic decât doriți dumneavoastră.
treaba. Nu, le-a rugat cu Dorea și eu de la... O așteptam unde domnul Grățan, ca să sape să fie acolo, să apă mine. Cine, cine a fost? Avem buldon comun, chiar apropo, dacă apoi. Știți undeva... Nu, așa închiriat, pentru balastări, facem balastări. Am început la Bănușa și dacă știți undeva că trebuie interveni cu buldon, mă sună. Cât, pe unde, cât să mai plătești pe ora acum? Cum nu știi? Doamne, maică, te dau bine, ați chiar Budu și... Dacă licitații, domnul? A? Dacă licitații... Și la licitații nu se știe preț. Băi, băieti, băi, băi, în casă. Dacă depinde, poate ia pe la mai... cu utilaje mai buni, nu le pe la global. Doamnul meu, de... băi... Domnul Grățan, domnul Grățan, cine știți dintre altă pitoare? Nu se știe secretă cât îi închiria buldonul comună? Când îl închiriem, atunci se știe. Între 100 și 200 de lei. N-am închiriat acum? Încă nu închiriam. Lucrează așa în aval? Da. Ați auzit? Bro. Între 100 și 200 de lei ora. Eu că-i filmat, dacă vă spuneam, eu am plătit, toată piața era, ca să fii, să vă spun, ce știu, și luați apele. Când am luat un buldon de la Brașov. Toată piața era într-o 1.300.000, 1.800.000 și eu l-am închiriat atunci cu 60 de lei, 600 de lei, în ora, tot motorinat. Pomană? Pomană. O firmă de apartament de asta. La trei timp. Dar mai înțelegi și noi cu care s-a putut. Nu, la Brașov, bă, dacă era de la Brașov, bă, la... Atunci, cum a zis, cum și-a zis, era firma de la Tecuci, și au zis că era firma de la Stănișești, de la mine, când a făcut primărie. Cam asta, da, așa. Asta, dacă tu consideri... Nu, te am zis, dacă consideri că a fost firma, dacă a fost firma aia de la Stănișești, firma aia, de exemplu, eu spun apartamentul la dispoziție, dacă nu, tu pui câte ori eu, va fi cam milion. Faci contractul cu... Dar nu, așa că o zis, domnul, v-am spus atunci. Păi, dar s-o zis, normal, când campanie electorală, ți-o zis, nu s-o zis în campanie în soară, când campanie electorală, că eu am venit la Stănișești, tu te și-o iau tu, ți-o dau ție. Hai, băiați! Dar cine-o zis? Tu avea să te zis și eu, dar nu cred că o zis. Nu, s-o arunca manifestii, domnul meu, am manifestul. Am manifestul și-acu acasă, alu, s-a arăt scris, nu-i vorba. Dar asta în ce an? În 2012. Dar nu, te distrâng eu. Da, dacă nu mai aveți întrebări pe... Așa cum spune aici, da, e problem de interes local. Și asta am discutat acum, problem de interes local. Dacă nu mai sunt alte probleme, consider să nu s-a încheiat. Dacă mai vedeți un drum, ceva, un șans de făcut, spuneți acum, cât se fac, cât s-a dus. Da, dar ai fost acolo după deal, acolo la biserică, cum spune noi la ulița. La cetărie n-am fost deloc. La Crăule acolo. Nu, că a rămas cam cei care s-au anunțit consilierii care sunt în satul respectiv și când vin la cetărie să vă anunțe pe cei de la rampa asta de gunoi de aici, care i-am văzut că s-o mai adunat, că de aia de... O adunat un istor. De ăsta de constructor, da. Sunt un pic mai la acolo sus. Sunt nivele amiar, cum au fost. Dacă nu tine, și așa dacă intru spre Ciuturești... Totuși e zis asta, dar să nu se gândește... Și-o făcut câteva oameni. Da, 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 da. Da, spune. Da, de zile au zis la urechi vă spune. Aia îmi spune la urechi. Vreodată ce se vorbește aici de echipa de fotbal, despre tot, și dumneavoastră și soțiți acolo. Ca ți-a ieșit la pensie. Așa e sau nu e așa? Ca să o poți, domnule. Nu știu, dar e ce? L-a întrebat, doamne. Deci, în momentul de față, declarăm și ședința încheiată. Mai putem să zic. Voi ești secretar la pensie. Nu cred că...